Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc pe 20 octombrie. Pregătirile au început deja. Reprezentanții AJOFM căutând în rândul agenților economici gorjenii pe aceia care au nevoie de personal. Până în prezent la această bursă avem 43 de angajatori care și-au anunțat participarea și care oferă un număr de 385 de locuri de muncă. Numărul șomerilor este destul de mare printre absolvenții gorjeni. Doar în acest an și-au depus dosarul de șomaj peste 800 de absolvenți de liceu și facultate. Sunt multe meserii care sunt solicitate în acest moment pe piața muncii și în care totuși absolvenții nu au atâtea calificări, dar se pot organiza cursuri de formare profesională, deci chiar dacă ei, adică dacă nu reușim să corelăm cererea cu oferta, practic bursa este o întâlnire directă între cerere și ofertă. Noi am invitat absolvenții care îi avem înregistrați în baza de date, până în prezent aproximativ 1000 de absolvenți s-au înregistrat la noi în bază, dar angajatorii, v-am spus, au aceste cerințe. În cadrul bursei de anul trecut, sute de absolvenți au obținut un loc de muncă.